Sunteți vă interesați, de ce strângeți din umeri? Se încalcă drepturile omului și am strigat în gura mare, nu s-aude, nu reacționează nimeni. Vedeți ce poliție, ce stat de drept avem? Organe competente care se ocupă... Vă rog să vă interesați, aveți o grămadă de consilieri. Lidia o cheamă, acum au dus-o la comisariatul Buiucani. Îi bătaie de joc asta. Așteptăm un comunicat de presă până în seară. Sub geamurile președinției se încalce atât de flagrant drepturile omului, asta e compromitere pentru statul de drept. Da, dumneavoastră vă ocupați cu compromisul. Vreți să mă compromiteți pe mine, asta e scopul, nu e dreptul omului, dar e scopul eu. Da, da, eu am pus așa 10 polițiști să aresteze o fată cu cătușele la mână. Eu am organizat chestia asta, nu statul dumneavoastră de drept, poliția dumneavoastră. Eu vă compromit, nu dumneata compromit statul. Nerușinatule, președinte se cheamă, ești o păpușă mai degrabă. Bătaie de joc de stat și de președinte. Eu provoc, nu el provoacă, prin nimic facere. Adormitule!